Hai, salut și bine m-am găsit la un nou episod! Suntem aici să ne jucăm un joc nou. Este un joc special pentru că Ghisce Fraților are modul Granny. Deci cineva s-a gândit să facă modul Granny pe acest joculeț. Mi se pare super interesant. Haideți să vedem despre ce este vorba. Deci, întâi, vreau să vă spun că jocul se numește Mini World. Am văzut că puteți să-l găsiți și pe telefon, gen să-l downloadați de pe Android, de pe Google Play sau nu știu dacă este și pe iOS, habar n-am pe App Store, dar puteți să-l căutați și acolo să vedeți, poate că o să îl găsiți. Jocul puteți să jucați și single player și multiplayer, deci este super, super șmecher. Hai să îi dăm pe multiplayer și să creăm o cameră, așa, facem și noi aici frumos o cameră. Mă gândesc să facem pentru prima dată o cameră în care să ne jucăm doar noi. Sper să punem și pe Granny, pentru că nu sunt sigur dacă... stați mai puțin să scriu aici opa, ce scrie aici, frate? Așa, Granny. Bun, punem o singură persoană ca să nu mai intre nimeni. Și vreau să văd dacă Granny este bot sau este tot un player real, pentru că asta n-am verificat încă. Bun, așa, țac, 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 ia să vedem. Parola n-are sens să mai punem, presupun că nu mai poate să intre nimeni dacă sunt doar eu. Și hai să-i dăm start. Bun, aici am zice că nu știu ce trebuie să facă backup, dăm cancel, că nu ne prea interesează. Și hai să vedem dacă ne intră în match. Ia uite acum ne intră în match. O să dăm așa un match single player ca să vă arăt cam, ca să vă arăt cam despre ce este vorba. Și după aceea poate dăm și un multiplayer. Cred că am auzit-o pe Granny. Oh, nu, cum naiba, așa, bun. Dăm play. Și acum practic am pornit jocul. Și aud pe cineva aici. Seamănă puțin, Granny este un bot, ceea ce o să fie super tare. Vine Granny după mine, de ce m-am blocat acolo? Hai să sărim pe aici așa frumușel, țac, 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 intrăm pe aici. Nu am apucat să vă arăt puțin partea aia de început, dar o să ne întoarcem acolo. Bun, aici suntem în subsol. Ia să vedem, da, putem să deschidem și ușa asta, bun. Deci aici suntem în basement, dacă vedeți voi. Aici sunt scările ca să cobor către mașinuță. Dacă mergem pe aici, ar trebui să găsim mașinuța. Și ia uitați și mașinuța aici. Bă, arată puțin dubios mașinuța asta, pentru că zici că e o căsuță sau ceva de genul ăsta. Dar cine a făcut mașinuța asta a făcut o treabă bună, pentru că vă dați seama, este mai greu să, nu știu, să faci o mașinuță dacă jocul nu-ți permite chestia asta. Și uitați-vă aici frumos, poți să intri și în mașinuță, te pui frumos așa pe scaunel, deschizi acolo, pac, geamul și easy peasy, frate. Ca să te dai jos trebuie să îți scoți mouse-ul, pentru că n-am găsit altă soluție să mă dau jos. Da, e bine și așa rău. Închidem ușița aici frumos și pac, ne uităm să vedem. Aici am găsit un buton. Hai să-l luăm aici la noi în inventar. Pac, ia să vedem dacă putem să ne uităm și pe aici. Da, pe aici nu este absolut nimic. Mi se pare interesant că au făcut aici masa asta din niște bostănei. Nu știu dacă vine și Granny, sper să nu vină după mine. Țac, țac, țac. Bun. Hai să vedem, pe aici nu putem să spargem, nu merge să sparge astea. Sau nu știu dacă merge, cred că ți-a o veșnicie dacă ar merge. Hai să deschidem și aici ușița. Oi, 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 frate. Aici ar trebui să fie sauna, dar văd că este plin de țepi. Ce m-a speriat, frate. Mamă, ce m-a speriat de bunicuță. Nu, sper să nu mă prindă bunicuța aici. Oi, 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 mamă că era să fac infarct. Ai, 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 vere. Bunicuță netrebnică, m-ai speriat rău de tot. Hai să încercăm să fugim așa, frumușel, nu știu pe unde îi. O dispărut. Cred că s-o fi dus sus, opa. Mamă, că era să fac infarct, frate. Ia uitați-o pe bunicuță cum vine. Oi, 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 hai că o jucuim pe aici să ne urcăm pe aici frumos. Mamă, deci uitați-vă, este exact, exact harta din Granny.
Pac, aici avem balustrada, aici avem cămăruțele. Aici este cămăruța unde te dă prima dată, de unde am ieșit eu, dar m-am grăbit că am văzut-o pe Granny. Aici aveți iar baia frumușel, pac, cu cada, cu tot ce este nevoie. Ia să vedem. Pe aici așa... Ia să vedem dacă pot să urci, că-s curios de asta. Aici este puțin diferit. Adică bine, sunt amândouă camerele. De fapt, nu, că nu pe aici trebuia să urci, mă frate. Mă derutează puțin harta asta. Pe aici trebuie să spargi ăsta. Nu știu dacă mă lasă. Opa, îmi scrie chat-ul din câte văd. A, deci nu pot să spargi ăsta, nu? Hai să dăm așa să vedem dacă îl putem sparge. Poate ne ia puțin mai mult timp să-l spargem. Da, deci nu merge să spargi ăsta. A, poți să intri prin el. A, am înțeles, frate. Deci merge să intri prin el, bun. Hai să coborăm și pe aici așa să ne uităm. Aici ar trebui să fie ursulețul lui Slendrina. Dar din câte văd nu este. Nu pot să mă uit prin ăsta. A, ba, da, uite-mă. Am mai găsit un buton! Aici cred că sunt puțin diferite obiectivele. Pentru că, na, vă dați și voi seama că este un alt joc, practic. Pe aici revin. Hai să coborăm pe aici să vedem despre ce este vorba. Aici ar trebui să fie weapon. Da, cred că la ușa asta ar trebui să fie arbaleta. Dar nu știu dacă este la fel pe harta asta. O să trebuiască să le găsim pe toate așa treptat. Oh, și am găsit și un blue cable. Sper să nu vină hârculița pe aici, că o aud cum face pași. Am impresia că mă aude. Mamă-s curios dacă s-au văzut cum am speriat atunci când a venit nebuna asta mică. Hârculiță, ia uitați-o pe hârculiță. Ce faci nebuno? Ce faci nebuno? Hai să ne batem cu ea puțin. Oh, ce să te bați cu ea, frate, că mi-a dat bastârcă peste freză și m-a nenorocit. Dar mi-a dat și respawn. Îs curios dacă mai am toate chestiile alea, parcă pe B vedeam. Oh, nu mai am nimic. Nu mai am nimic în inventar, frate. Ai, 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 deci dacă mori, îți dispar toate din inventar. Mi se pare interesant că aici au pus ceva poze așa. Asta e un dulap, să înțeleg. Cred că da. Bun, hai să vedem dacă ne putem urca aici. Aproape, aproape, frate. Hai să mai încercăm o dată. Că am văzut că aici este un glitch din ăsta frumușel așa. Dar n-ai cum, nu poți să te urci acolo. Nu te lasă, deci nu te lasă. Asta nu o pot deschide ușa. Nici asta. Aici cred că am nevoie de buton. Mă gândesc că de asta o fi. Cum face nebuna, mă? Deci nebuna asta face ca un indian, frate. Zici că e un indian. Se aude și un ceas. Uite, mi l-a dropat aici. Bun. Dar era doar, ba, uite și butonul ăsta la alt. Deci avem două butoane, frate. Hai să mergem să vedem dacă putem să punem butonul aici. Ne, nu merge. Na, nu știu cum naiba pun butonul ăsta. Ai, 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 ca să pot să deschid ușa asta. Deși nu știu dacă m-ar ajuta. Am înțeles acolo, zice că îmi trebuie o manetă. Mamă, o să-mi ia ceva timp ca să descifrez ce trebuie să fac. Sau să mă joc cu alți oameni pentru că merge să joci și multiplayer. O să mă joc și cu voi, cel mai probabil. Hai să vedem aici așa despre ce este vorba. Ați curios dacă au pus și pe Yanga, nu? Hai să urcăm puțin și aici. A, nu, deci pe Yanga nu există. Oh, nice. Deci chestia asta face ceva. Nu m-am pus eu butonul. Păi și vreau înapoi, cum îl iau? Cum îl iau, cum îl iau, cum îl iau? Hai să vedem dacă putem să-l dăm jos iara. Nu mai merge să-l dau jos. Aoleo, ce-am făcut? Ce-am făcut? Sigur am greșit acolo, sigur. Băi, iară vrea să mă lase vocea asta, mă. Nu mă lasă în pace. În fine, hai să mai inspectăm puțin. Am găsit ce naiba asta. Cred că e lemn sau ceva. Am 3 bucățele de lemn.
Asta nu o pot deschide ușa, asta merge deschisă. Și aici nu-i nimic, zici că e un dulap sau ceva de genul ăsta. Dar probabil că astea sunt niște dulapuri, să înțeleg. Hai să coborăm pe aici. Oi, oi, oi. Oi, 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 ce s-a întâmplat, vere. Am ajuns din nou jos. Deci era să înțeleg că e un fel de glitch ca să reușești să pici iară, să ajungi jos. Oh, nu, m-au auzit iară nedrebnica de hârculiță. Ce ai cu mine, hârco, lasă-mă-n pace. Băi, deci ăsta zici că e Granny 5.0, frate. Deci e cea mai nouă variantă de Granny pe care am putut-o găsi. Dar nu știu cum să scap. Oricum o să încercăm să scăpăm pe un episod viitor. Adică probabil pe următorul episod pe care o să-l vedeți voi cu Granny. Hai să vedem dacă mai intrăm încă o dată aici. Opa. Nu-i bine. Să închidem ușa asta puțin să nu vină nebuna asta. Am înțeles, mă. Pe aici cred că am nevoie de șurubelniță sau ceva să ajung să trec. Și aveam bucățile alea de lemn. Dar m-au bătut nemernic asta. Stai că nu mai știu unde naiba m-au bătut. Hai să coborăm puțin pe aici așa, frumos. Să vedem dacă mă dăm baie. Nu mă dăm baie. Na, unde am lăsat bucățile alea? A, uite aici așa, bun. A, deci cu astea sunt 3 bucăți, da? Hai să vedem dacă putem să le punem acolo. Să trecem unde era ventilatorul, frate. Sunt curios. Țac, țac, țac. Da, mă, deci cum credeam eu? Pa, că ăla-i frate. Pe aici mai este ceva, nu mai este nimic. Dar ușa asta nu o putem deschide. Nu știu din ce cauză. Am înțeles, mă. Cred că butoanele alea trebuie să le pun aici așa jos ca să pot să deschid ușile. Doar că eu le-am pus aiurea. Da, mă, deci trebuie să pun aici butonul ca să pot să deschid ușa asta. Și apoi easy peasy. Practic e ca un fel de cheie. Bun. Nice, nice, nice. Numai că eu le-am pus aici, așa, aiurea. A, și nici nu mai pot să le iau. Da. E bine și așa rău. Oricum, foarte șmecher jocul ăsta. Adică modul ăsta de Granny. Și am văzut că are și mai multe moduri. Gen pot să mă joc și Baldi. Sau alt fel de jocuri. Gen fotbal. Nu știu, sunt o grămadă de chestii. Zici că e un fel de Roblox, ca să zic așa. Ai o grămadă și o grămadă de moduri. Să-l încerci cu prietenii. Să te joci cu toată lumea. Opa, stai mă, de ce mi-a pus asta așa? Am înțeles, dacă pui jocul jos, apare așa. Oricum, fraților, cam ăsta a fost episodul. Am vrut să vă arăt cam despre ce este vorba în acest joc, să vedeți și voi cum este modul Granny. Și o să ne jucăm multiplayer cu mai mulți oameni ca să reușim să scăpăm și de hârculiță. Mai învățăm de la ei pe următorul episod. Așa că să nu uitați să rupeți butonul de like și de subscribe. Să nu uitați că fratele Houdini și-a făcut Instagram nou. Îl aveți acolo sus în stânga. Să rupeți acolo butonul de follow. Să mergeți pe primul link din descriere dacă nu vă descurcați, pentru că vă duce direct către Instagram. Vă pupă, fratele, și ne auzim pe următorul videoclip. Pa, pa!